Kataru, Kiran, Lord, the honorary college holders, Mother Nish, the Unmeru. Andrei Shamu in Helix, pentru prima dată, în jurul Fox of Romania. Din partea stângă, Kataru, și doar la pauză, se întâmplă să se întâmplă o intrare. Business are acum, pentru a se arată formații, Iosif Cărnu. Bravo, băieți! Bravo, Andrei! Foarte strâns și foarte exact, așa cum îți place ție. El este numărul 5. Avionul Stolo din 2012 rupe în acest moment și dă timp pentru intrare, pentru evoluția formației. Andrei Șerbu este comandant adjunct al aerodromului Strejnic. Este tânăr și în acest moment efectuează o jumătate de tonou cu întoarcerea la cuții și va participa, pentru că are talent, la campionatul european din Costa Valens. Iar se lansează în evoluție de cașate, 3, 4 și coborâre în cuții, adică la 90 de grade, la sare la viteză maximă. Andrei, vă rog să-l urmăriți, este foarte exact în exerciții. În execuția fiecărui optim de tonou este mult, mult, mult mai exact. Este un pilot care iubește acrobația și este dedicat sporului. Și primul looping cu formația. Andrei Șerbu este al doilea looping în planuri diferite, la 90 de grade. Aceasta este o a doua surpriză, de fapt, oferită de pilotul Andrei Șerbu. Bravo! Aplauze pentru Orta România și Andrei Șerbu. Două looping-uri la 90 de grade. Când mă gândesc de Andrei Șerbu, am câteva minute era alături de noi și de saluta. Bravo, Andrei! Cu viteza maximă! În partea stângă, formația se pregătește pentru intrare în cea de-a doua secvență de evoluție. Jumătatea de anul Boanes, efectuată imediat. Nu este tocmai prielnic pentru zborul în formație, dar nu este început de problemă pentru acești piloți experimentați. Din nou, dublu Helix, la 90 de grade. Andrei Șerbu, literalmente, conjoară prietenii și colegii. Ei sunt foarte aproape. Prezentarea pentru dumneavoastră, atenție, sporteri, domnilor și domnilor, și 45 de grade! Bravo! Reprizele la Mario Lightning sunt frumoase și să vedem partea a doua, simetrică și familie. În acest moment vedem să facem ce trebuie să facem cele două aparare de din față și din spate. Sunt la 330 SC și extremitățile aripa stâng, respectiv aripa dreaptă, și credincioasele aparate Extra 300L. Diferențele sunt mari între aceste avioane. 300